Succesul fulminant de la Wimbledon a generat deja, pe lângă notorietate, oportunități excelente pentru Alexia Tatu. Buzoianca a povestit cum a luat contact pentru prima dată cu o competiție disputată pe iarbă, declarând cu modestie că se bucura înainte de turneu doar pentru cele 3 meciuri pe care urma să le dispute în faza grupelor. Comparată deja cu Simona Halep, Alexia nu jucase niciun meci pe iarbă înainte de Wimbledon, circumstanță în care succesul de la turneul britanic este cu atât mai lăudabil. Tenisul aici e 100% produs buzoian. A fost o surpriză și pentru noi, nu numai câștigarea acestui trofeu, ci doar participarea e o surpriză în sine, pentru că nu ne așteptam să participăm. Nu era în obiectivele noastre, nu era în programul nostru competițional. În prima fază am zis, super, hai că mă duc și eu, văd cum este iarba fiind o surpriză nouă, pe care nu am mai jucat. Mergem acolo, vedem, jucăm și noi niște meciuri, dacă trebuie și ne-am asigurat și ei, pentru că erau fost ocupă. Și este meci, cum ei s-au adunat și am văzut câștig, am zis, mama, am ajuns în final și am dat acolo, ia ce am făcut. Tânăra campioană nu se va bucura de vacanță după triumful de la All England Cup. Pentru Alexia urmează o serie de 4 turnee europene. Abia apoi buzoianca se va putea bucura de o săptămână de vacanță. Acum o să am un turneu la Cite de Argeș. Turneul este pe zbor, așa că să mă reacomodez. Sper să reușesc cât mai rapid. Și de pe 23 luna asta până pe 20 august o să am un ciclu de 4 turnee cu tenis în Europa, nu știu cum sunt turnele, Spania, Germania și încă două țări. Și după acest ciclu o să am o săptămână de pauză, în sfârșit. Buzoianca a fost invitată în ultimul moment la Wimbledon, grație poziției din clasamentul european Under 14. Situată pe locul 6 în ierarhia juniorelor, Alexia a fost creditată cu statutul de favorită numărul 1 la turneul britanic. Se afla în Italia la o acțiune a naționalei de juniori când a primit invitația, având doar o zi la dispoziție pentru a se prezenta la competiția din sudul Londrei. Alexia bifează al 15-lea succes internațional în 2020. Și doi, după tot atâtea finale disputate anul acesta. Ea era în momentul ăla în Italia cu echipa națională, la un turneu final al echipelor naționale, în primele 8 în Europa. Era în disputare deja a turneului respectiv. Ea revenea în țară marți dimineață, celelalte competitoare erau deja de duminică acolo. Da? Noi am primit invitația cu o zi înainte și a zis că cel puțin miercuri trebuie să ne prezentăm. Da? Ne-am prezentat miercuri, ea a venit marți dimineață, miercuri dimineață am luat primul avion și am plecat către Londra. N-am ajuns bine, am făcut doar o jumătate de oră de mișcare de destindere, ne-am dus într-o bază de antrenament, dar noi n-am apucat acolo să ne antrenăm, am ajuns la, chiar când ne lua autobusul de la scară, am ajuns pe urmă la Wimbledon la bază, ne-a prezentat baza, am servit masa și pe urmă înapoi la hotel. A doua zi deja două meciuri, direct în turneu, fără niciun antrenament pe iarbă, fără să știm cum să remingem și așa. Și ușor, ușor, din la primele două meciuri din prima zi câștigate, hai să mergem mai departe. A fost al treilea meci al grupei, cu o jucătare pe care Alexia a învins-o la turneul zonal, o jucătoare din Marea Britanie. Am învins-o din nou și aici la ea acasă, pe iarbă, ceea ce e și cu scor categoric, 6-0, 6-1, ceva fantastic pentru ea. Turneul nu era în programul competițional juvenil. El era organizat doar la nivel de Marea Britanie, a existat la Wimbledon pentru Under 14, dar era organizat doar în Marea Britanie. În 2021 și 2020 nu a fost din cauza pandemiei. L-au reluat anul ăsta și s-au gândit să le extindă la nivel internațional și atunci am primit, printr-un noroc, o să spun, invitații din partea organizatorilor. Noroc că am primit invitație. Alexia a meritat cu siguranță această invitație datorită poziției în tenisul european, e locul 6 Under 14 tenis Europa. Ei au văzut lucrul ăsta și așa au chemat-o. Altfel nu o chema că o cheamă tatu Alexia și venea din România, nu. Andreea Soarecea, împotriva căreia a disputat finala Under 14 de la Wimbledon, este una dintre cele mai bune prietene ale sale și este partenera sa de dublu de 2-3 ani deja.